Bună ziua, dragii noștri, cititori Herald, iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii organizată de editura Herald, o campanie pe site-ul editurii Herald, Zilele Sănătății Mintale. În fiecare an, pe 10 octombrie, este Ziua Mondială, Ziua Internațională a Sănătății Mintale, prilej de creștere a gradului de conștientizare și educare la nivel internațional în privința sănătății mintale. Este alături de noi și îi mulțumim foarte mult. Este alături de noi Matei Georgescu, profesor universitar, psihoterapeut, psihanalist. Bună Problemele seara, de. dragi. Bună Mulțumesc. seara și mulțumesc că ai acceptat invitația de a face acest interviu, acest material. Problemele de sănătate mintală sunt tulburări care afectează starea de spirit, gândirea și comportamentul, până la urmă reacțiile noastre vis-a-vis de ceilalți, de cei dragi. Aici sunt incluse o serie de tulburări de personalitate, de asemenea depresia, atacuri de panică, tulburări de anxietate, schizofrenia, borderline, tulburări de alimentație, comportamente compulsive, dacă ar fi să vorbim de adicții, de dependențe. Însă sănătatea mentală înseamnă mult mai mult decât absența unor tulburări psihice. Sănătatea mentală este o componentă a sănătății noastre în general, prin care fiecare dintre noi își realizează potențialul intelectual, afectiv și relațional. Iar ca recomandare de carte, așa cum facem tot timpul, Psihanaliza și Științele Umaniste de Otto Orang, o carte publicată în colecția Psihoterapia. Matei Georgescu, cum putem defini un adult, un om sănătos din punct de vedere mental, echilibrat, cu reacții firești, cu reacții normale, în contextul unei societăți, i-aș spune eu, nu o societate bolnavă, dar în orice caz o societate mai puțin funcțională, ca să nu spun disfuncțională, pentru că până la urmă cred că sunt două repere importante în ceea ce privește sănătatea mentală a oamenilor. Și anume, pe de o parte, traumele din copilărie, traumele și stilurile de atașament și emoțiile negative, rănile emoționale, ceea ce am trăit noi împreună cu părinții noștri până la urmă în copilăria noastră, pe de o parte, iar pe de altă parte, felul în care noi răspundem și suntem reactivi la niște stimuli din exterior. Și aici mă refer, cum spuneam puțin mai devreme, legat de societate. Faptul că societatea sau ceilalți oameni au niște așteptări de la noi pe care noi trebuie să le împlinim sau trebuie, mă rog, și aici trebuie este un cuvânt relativ, n-ar trebui. Atunci când simțim nevoia să spunem nu, ar trebui să o facem, da? Să nu facem lucruri împotriva noastră, să nu fim cumva în dezacord doar pentru a face plăcerea celorlalți sau a le intra în voie, să nu fim într-un dezacord Da. cu ceea ce noi ne dorim de fapt și cu ce așteptări au ceilalți de la noi. Da, mulțumesc, Sorin. Uite, aș începe cu această imagine. Este o imagine din războiul din Siria. Nu o să o ținem mult pe ecran, pentru că, în definitiv, ne punem priza distrugerii. Și aș începe să definesc cumva sănătatea noastră cea de toate zile, mentală și sistemică în genere, prin definire negativă față de așa ceva. Există în profunzimea ființei noastre, atât la nivel psihologic cât și somatic, o tendință entropică spre distrugere, spre revenirea la forme din ce în ce mai simple. Știi? Viața este ca un accident de complexitate și de creștere piramidală, să spunem, a organizării, care durează însă un timp limitat. Înainte și după sunt fenomenele de după mai ales, fenomenele de aneantizare, dar în definitiv noi când o să fim morți peste 50 de ani, suntem ca acum 50 de ani. Suntem descompuși în elemente simple.
Cred că sănătatea mentală în contextul acelei fotografii pe care ți-am propus-o reprezintă acea tendință care se desfășoară din ce în ce mai bine, care se opune formelor de entropie, de dezorganizare și deci de haos. Formele de haos sunt forme de forme patologice, în definitiv. Ai vorbit despre nevroze, psihoze, stadiile intermediare dintre ele, despre... Noi avem o nosografie, o taxonomie psihiatrică exemplară. Toate vorbesc, de fapt, pe un ambitus de la, care pleacă de la formă de dezorganizare totală, în care nu există niciun reper de realitate internă, realitate externă. Apoi, nu există niciun reper de diferență între cine sunt eu și cine este celălalt. Toate lucrurile care, toate fenomenele care ne construiesc pe noi în acest moment și pe cei care ne văd, ne construiesc lumea. Campania pe care o faceți este, cred că se duce în nucleul lucrurilor. Noi suntem preocupați de construcțiile externe, însă toate construcțiile externe sunt rezultatul capacității interne de creație. Creația fiind o formă de excelență a funcționării psihice. Este important de văzut că tot ceea ce înseamnă tragedie națională sau internațională va fi fost pornită din inabilitatea unor lideri de a putea să negocieze și să nu meargă pe varianta de distrugere. Este, cum să spun, fantastic dacă plonjezi puțin în istoria umanității și să vezi câtă atrocitate, câte orori se vor fi desfășurat acolo. În războiul rece, acum, nu știu, 40-50 de ani, era chiar un program al Statelor Unite în care spunea anihilare contra anihilare, ceva de genul ăsta. Adică până unde să ajungi, până acolo încât distrugerea să fie totală. Asta de ce? Pentru că există aceste tendințe interne în fiecare dintre noi. Freud a fost primul care a vorbit cumva în clar, într-o manieră realist-temperată și nu știu, defetist-pesimistă, cum ar spune alții, despre o pulsiune de moarte. A constatat-o văzând înverșunarea oamenilor de a se cantona în suferință și în rău. Și fenomene psihice, precum, nu știu, coșmarul. Deci era clar că organizarea psihică nu se face după principiul plăcerii. Că există o tendință masochistă pe care a încercat să o înțeleagă. În discuțiile lui, în schimbul de epistole și cu Einstein, a spus că omenirea nu o să ajungă niciodată la liman, într-o etapă în care să fie pusă în afara posibilității de distrugere și autodistrugere. Să ne uităm la noi înșine. Fiecare dintre noi contribuie la catastrofa și distrucția acestei lumi în momentul în care arătăm cu degetul, condamnăm și, de fapt, proiectăm fenomen intern în exterior. Toți ticăloșii, toți mincinoșii, toți hoții, toate catastrofele sunt în primul rând fenomene intrapsihice care sunt proiectate. Acum cineva putea să spună, doamne, nu există nicio realitate obiectivă. Nu există nicio realitate obiectivă care să nu fie percepută subiectiv, pentru că noi funcționăm subiectiv. De aceea, cred că ziua aceasta a sănătății mentale ar trebui să fie și o zi a cunoașterii personale, a optimizării personale, dedicată raportului cu noi înșine. În loc să privim la spectacolul multicolor al lumii, să ne privim mai întâi resursele prin care creăm culorile lumii. Ai spus foarte bine că există patologii transgeneraționale, psihogenealogia, toate abordările sistemice transgeneraționale vorbesc despre faptul că preluăm blestemul suferinței de la
încă aproape 7 generații în spate. Noi suntem o generație care a avut marele noroc să trăim în pace, însă părinții noștri, bunicii noștri au înghițit multă suferință. Ori asta ne-au transmis-o și sunt studii clare pe nepoții celor care au suferit în timpul războiului, au fost în lagăre de concentrare și nepoți care au o viață cruntă, inexplicabil, această transmisie. Plânsul neplâns al strămoșilor care ne dor este o temă fundamentală. Să ne regăsim suferința strămoșilor în noi, să știm că ea există, pentru că avem un mare pericol. Poate că cei care ne ascultă acum ar putea să spună, exagerează, psihologizează și dramatizează, refuzând cumva să se vadă pe ei înșiși, să ne vedem pe noi înșiși în această postură, ca fiind cei care construim lumea și care o putem mai ales distruge. Câte situații putem negocia, putem salva și în câte avem tendința de a escalada. Gândește, dragă Sorin, dacă noi am fi în situația să ajungem într-o poziție de putere și puterea este defensivă, puterea ne cumva compensează incapacitatea de a ne vulnerabiliza și de a fi în contact profund cu noi. Deci dacă am ajunge într-o poziție de putere, și cred că foarte mulți care caută puterea o caută ca un fenomen defensiv și de aceea multora dintre cei cărora le place puterea nu sunt apți să o folosească în beneficiu celorlalți. Aici este diferența mare între șef și lider, adică între o personalitate narcisică sau chiar cu tulburări de profunde de patologie narcisică, așa cum au fost, nu știu, Stalin, de pildă. Cum s-a făcut ca un om ca Stalin, care era de departe avea o patologie de narcisism malign, o incapacitate de identificare și de empatie, o senzație acum că ceilalți sunt obiecte de omorât și de folosit după bunul plac. Cum s-a putut ca un astfel de om să ajungă într-o poziție de putere? Dacă s-a putut odată, se va putea întotdeauna. Dacă se va putea întotdeauna, asta înseamnă că și noi, cu tarele noastre, așa cum suntem, tu, Sorin, și eu, Matei, am putea să ajungem în poziție de putere și la un moment dat să simțim atât de multă durere și să considerăm că ultima noastră de posibilitate de a reacționa sau de a acționa este aceea prin forță și prin distrugere. Psihoterapia nu se face niciodată prin forță și prin distrugere. Relațiile nu sunt. Singura formă este aceea de înțelegere, de vulnerabilizare și deci să-i spunem cumva compasiune, nu i-aș spune iubire. Vrei să spui ceva, Sorin? Da, îmi cer scuze, vreau să fac o mică completare la exemplu pe care tu l-ai dat puțin mai devreme cu Stalin și în minte mi-a venit un alt exemplu, tot la fel de celebru și cred că intuiești la cine mă refer, este vorba despre Adolf Hitler, care are în cartea Pentru binele tău, a autoarei Alice Miller, o autoare foarte dragă mie din colecția Parentaj, care vorbește despre pedagogia neagră, despre pedeapsă versus recompensă și, într-adevăr, referitor la ce spuneam eu la începutul discuției noastre, legat de traumele din copilărie, cum ne afectează aceste episoade traumatice, cum ne afectează relațiile cu cei din jur, relații funcționale. Și mă gândeam la exemplul Adolf Hitler, care în această carte Pentru binele tău de Alice Miller are un capitol în care Alice Miller vorbește despre copilăria lui. Adolf Hitler a fost maltratat, Adolf Hitler de către tatăl lui, Adolf Hitler a fost bătut, a fost abuzat
din toate punctele de vedere, și fizic, Da. și emoțional, și molestat. După cum știm, el avea un talent extraordinar la desen, la pictură. Absolut. Și Viața l-a dus în altă, uite, viața l-a dus în altă direcție, din păcate, și uite cum absolut. toate aceste lucruri ies la suprafață. Ceea ce lui Sigur. s-a întâmplat în copilărie, Da. uite ce a născut mai Iată, departe. iată cum ajunge om mare, ca să spun așa, atât de mare încât declară război Statelor Unite. Sunt momente istorice care arată că dacă Hitler ar fi putut să aibă șansa unei psihoterapii și ar fi fost deschis către așa ceva, istoria lumii ar fi arătat cu totul altfel. Deci este un lucru remarcabil sub acest aspect, absolut remarcabil. Și apoi ți-aș mai propune această imagine, acest sergent. Iată, în timpul războiului, undeva în tranșee, ce face acest om? Hrănește un pisoi nou născut. Aici ne aflăm în nucleul raportului dintre distrugere și construcție, dintre viață și moarte. Câtă vreme noi, în mijlocul sau pe fondul distrugerii, reușim să hrănim pe cineva, atunci toată lumea aceasta are de câștigat și a câștigat deja. Întrebarea este cât și cum putem să ne hrănim sufletul, să-i hrănim pe ceilalți atunci când toate lucrurile par a merge într-o distrugere și într-o, nu știu, degringoladă, să spunem. Aici este travaliul tendințelor spre viață. Noi nu putem limita tendințele morții și ale distrugerii prin moarte și distrugere. Și atunci nimic nu poate să fie făcut în numele vieții prin agresivitate. Absolut nimic. Și cu toate astea, dacă, de pildă, toată lumea e de acord, deci nu poți să susții viața prin forțele distrugerii, prin agresivitate. În educație, nu poți să susții viața copilului prin violență și prin bătălie. Ai nevoie de o atitudine ponderată, echilibrată. Și asta deja devine un mister pentru mulți, pentru că cu toții ne considerăm ponderați și echilibrați. Cum măsurezi? În educație, deci violența. Vorbim în mediul academic, de pildă. Un profesor contează cum transmite, ce energie are, ce capacitate de relație are. În primul rând, cred că 80%, și de-abia după ce transmite. Din păcate, noi ne limităm perspectiva asupra educației pe conținut, nu pe context și pe cadrul în care se transmite. Cred că este nevoie de destul timp în care nu știu, umanitatea să treacă de la text la context, de la conținut la formă. Conținutul este perisabil, forma rămâne însă fundamentală. Deci nimic nu poate fi schimbat nici în educație, nici în relațiile noastre prin violență. Noi devenim violenți pentru că într-un moment dat nu mai putem să mentalizăm, să elaborăm, să vedem ce este cu noi. Iar aici intrăm în domeniul sănătății mentale și al nivelului de dezvoltare pe care l-am atins. Un om care poate astăzi să vadă mai mult decât putea ieri. Dacă un om care poate astăzi să țipe mai puțin la celălalt, să urle mai puțin la celălalt decât putea ieri, aduce acestui univers un plus de iubire și de sens. De aceea, orice formă de violență este antiviață și este cât se poate de destructivă. Orice formă de violență, pentru că la un moment dat, violența generează violență până când lucrurile degenerează și nu mai e posibil să le conținem. Uite, fotografia aceasta, nu? Este vorba despre o execuție. O să mai punem o dată, să-mi spui dacă se vede bine sau e în oglindă.
Nu, se vede bine. Se vede bine, e în regulă. Iată unde pot să ajungă lucrurile. Atunci când se încearcă să se facă o construcție prin formele agresivității. Cel care, vedeți, soldatul vietnamez, cel care a tăiat gâtul unei femei, copiilor săi și mama de 80 de ani a unui ofițer. O persoană care nu ar putea să discrimineze între realitatea externă, realitatea internă, sunt persoane, comportamente antisociale, adică oameni care funcționează primitiv, primar și nu au internalizat nici o formă de, nu știu, decalog, de lege, de structură care este extrem de prețioasă în relațiile dintre oameni și care face lucrul acesta. Ce poți, cum poți să-l limitezi? Pentru că nu este delimitat. Și aici chiar avem o problemă cu în legislația din țara noastră, pentru că dacă un individ nu este declarat inapt în privința deciziei, nu poate fi cumva decăzut din drepturile sale. Și atunci el este liber să meargă, nu știu, să se desfășoare cum vrea. Iar poliția nu poate interveni până el nu comite o faptă medico-legală. Și este un cerc vicios. Adică dacă un personaj cu o patologie narcisică malignă, un personaj antisocial, este în deplinătatea și conștient de ceea ce face, el nu intră sub incidență psihiatrică. Deci poate să facă ce vrea și nu intră sub incidență penală decât după ce a comis ceva. Astfel încât noi nu suntem cu nimic protejați, ca să zic, de... Aici suntem în plină, cum să zic, dezordine sub aspectul ăsta. Noi suntem ființe umane care încercăm să ne construim un viitor, să ne facem o casă, să avem o familie. Și ca lucrurile acestea să aibă sens, e necesar să existe un comportament moral-etic. Nu? În lipsa acestei forme de ordine, totul se duce de râpă. Sănătatea mentală înseamnă, de fapt, a tuturor și a fiecare dintre noi, formele în care putem să respectăm și să contribuim la această construcție care, în definitiv, ne securizează pe noi și ne ferește că atunci când ieșim pe stradă, să nu dăm peste un personaj care să ne facă rău efectiv, atât fizic cât și verbal, sau să știm că nu socialmente vorbind, nu ni se naționalizează casa, nu ni se ia casa, pentru că atunci nu mai are niciun rost. Și știm foarte bine ceea ce a însemnat schimbările de regim, confiscarea de bunuri, adică practic anularea oricărui ordin care funcționa și care structura comportamentele dintre noi. De ce există decalogul? De ce e nevoie să structurăm? Pentru că în fundamentul nostru există așa numite procese primare, pulsionale, care înseamnă agresivitate și sexualitate cu descărcare liberă. Asta ar însemna că dacă am funcționa sub aspectul acesta natural, primitiv din noi, pe care îl avem cu toții, nu am fi total expuși, am fi total nesigur dacă mâine mai putem fi în viață și mai ales dacă o femeie nu este violată în fiecare zi, așa cum se întâmplă în timpul războaielor. Deci cred că ziua sănătății mentale ar trebui să fie în fiecare dimineață, măcar 10 minute când ne trezim, să vedem cât de agresivi ne propunem să fim în ziua aceea, cât de agresiv vom fi fost în săptămâna trecută. Toate lucrurile acestea cred că sunt excepționale. Cu siguranță că sănătatea mentală sau boala este cea mai cumplită povară, pentru că poți să fugi de cineva din exterior, nu poți să fugi de tine, mai ales dacă agresorul este în interior. Și apoi lipsa sănătății mentale înseamnă o condamnare la forme de temniță, de iad, de suferință cumplită.
și cu toții ne dorim o viață mai bună. O viață mai bună nu poate exista fără explorarea surselor și fundamentelor funcționării noastre psihice. Și acum este o mișcare, am auzit astăzi de ea, grație unui prieten, în care Silicon Valley, antreprenorii de acolo au finanțat cercetări care pun această problemă. Și anume, ei au tot ceea ce le trebuie, sunt firme care finanțează cu cifre de afaceri de miliarde. Au tot ce le trebuie, mai puțin o formă de viață lină internă. Viața lină internă. Zbucium, lipsă de sens, derive, o zi în bătaia unui val afectiv, o altă zi în altă bătaia unui val afectiv, încercarea de a compensa golul interior prin tot felul de obiecte pe care le cumperi, dacă ai bani și putere, excursii, ce vrei, parteneri de viață, nu sunt suficient. Acumulare. Ceva fundamental lipsește, pentru că acumulările externe nu pot decât să compenseze deficitul intern. Și atunci este cât se poate de important ca noi să vedem că trăim poate cea mai luminoasă perioadă din istoria umanității. Și aici este o chestiune, vezi, și de percepție, pentru că mulți o văd catastrofală. E, nu! Până în 2030 se va eradica foametea cumplită din întreaga lume. Astea conform unor date ONU. Din 2010 încoace s-au făcut pași fulminanți în eradicarea sărăciei, comparativ cu zecile și sutele de ani din istoria umanității. De aceea, în momentul în care oameni care ajung să dețină puterea își pun problema într-o manieră, cum să zic, publică, cum că e ceva care lipsește și că, cum să spun, psihologia, psihoterapia, psihanaliza ar fi bine să revină în prim planul lucrurilor, pentru că a început propunerea cu o carte a lui Otto Rank, un clasic al psihanalizei. Și o carte cumva care vrea să pună în raport domeniul psihanalizei cu domeniile științelor sociale în genere, ceea ce este o întreprindere grozavă. Deci aceste forme, cum să zic, de metadiscurs sunt fundamentale, mai ales în secolul nostru. Știți, spunea cineva că în secolul următor sau va fi religios sau nu va fi deloc. Eu aș spune... Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, dacă religios, nu mă înșel, André Malraux. Aș spune altfel, nu religios. Nu va fi deloc dacă noi nu vom adera la valorile de elevație, care sunt spirituale sau cum vrei, religioase, a lega, relega. Dar nu vorbesc de instituții și vorbesc despre biserica din sufletul nostru, despre împărăția cerului și bunătatea pământului din noi înșine și de faptul că noi suntem această verigă prin care încercăm să punem împreună valorile de elevație cu fundamentul nostru primordial și primitiv. Și asta este un efort pe care îl facem cu toții, ne reinventăm în fiecare zi. Nu este simplu deloc. Însă avem toate șansele, câtă vreme, măcar o dată pe an este ziua sănătății mentale. Dragii noștri, a fost alături de noi Matei Georgescu, psihoterapeut, psihanalist, profesor universitar. Îi mulțumim foarte mult. Recomandarea de carte care ne-a ajutat în discuția pe care noi am avut-o, Psihanaliza și științele umaniste, de Otto Rank, carte publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald. Încă o dată mulțumiri Matei Georgescu, nu uitați de campania Zilele Sănătății Mentale, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!